Sfânt, vă dau o binecuvântare, rugăciune o faceți în taină, cu noi este Dumnezeu, cu al său har, cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Sunt bucuros să vă întâlnesc și Dumnezeu lucrează, distanță nu mai este. Sunt viață unii de alții. Adevărată în istoria omenimii,
Sfinților. Numai Sfinții sunt biruitori. De aceea trebuie să căutăm Sfințenia și să urmăm, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Fără Sfințenie nimeni nu va vedea pe Domnul. Noi trebuie să ne pregătim să avem Sfințenie și mereu vă spun cum trebuie să petrecem în această stare de permanentă trezire. Din pașii vieții noastre, din preocupările noastre. Cum spunea acel proverb frumos, că tot lucrul tău să-l faci Dumnezeu. Este un mare de adevăr în aceste simple cuvinte. Să facem cu Dumnezeu, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, mai nuanțat. Toate pe care le facem în viața aceasta, să le facem ca pentru Dumnezeu. Dacă facem binele, să facem ca pentru Dumnezeu. Ce facem ca pentru Dumnezeu trebuie să fie numai bine. Nu ne putem rătăci să facem un rău, să spunem că lucrăm ca pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu se potrivește numai binele să-L facem. Și felul acesta ne statornicim în bine ca să ne fie Dumnezeu aproape, să rămână în mintea, în inima noastră, în ființa noastră și în pașii vieții noastre. Așa au fost eroii de la Mărășești. Așa au fost înaintașii noștri în istoria pe care au scris-o poate ta jertfă în multe momente din istorie. Deci iată această curte brâncovenească este un reper atât de plin de semnificație și era o necesitate să avem această curte brâncovenească. De aceea îi mulțumesc domnul Marcel Bouroș, îi mulțumesc pentru invitații pe care îi aduce mereu și mă simt acolo în siguranță că sunt oameni cu credință vie, cu sentimente puternice de neam, de țară, de credință, de limbă, de adevăr, de frumos, de dragoste. Să rămânem în aceste repere. Și istoria ne confirmă că cine e statornic în aceste repere culege roade. Și pentru că suntem creștini, suntem în ziua Sfinților Brâncoveni, noi vedem roadele plăcând din viața aceasta. Roadele le vom culege în viața viitoare, cum le-au cules Sfinții Martiri Brâncoveni. Impresionantă este jertfa lor. Să nu uităm că adevărate prieteni ai noștri, cei mai buni sunt Sfinți. Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu, și ei vor să fie și prietenii noștri, ne propun. Aceea e prietenia fraților noștri mai mari, care sunt biruitori. Dumnezeu ne cheamă la această prietenie. Vă doresc tuturor să urmăriți pe profesorul Bergati, pe cei care vor mai vorbi, și voi prelua și eu și voi parcurge toată această manifestare. Vă binecuvintez și vă doresc tuturor sănătate, curie, înțelepciune, credința să se înmulțească și să rămână statornică și viața noastră să înflorească având pe Hristos în minte, în inimă, în pașii vieții noastre. Doamne ajută tuturor, mulțumesc de dragoste, că ne-am văzut cu sufletele foarte aproape, cu ochii mai înceați. Dar dacă ne-am văzut cu credința și cu sufletele noastre, ne-am văzut de plin. Succes celor ce vor vorbi și bucurie celor ce vor asculta
rămânem în această comunie de bucurie, de credință, de dragoste, de sfințenie.